a avut o vedenie și a văzut, spune acolo, cum o lupoaică fărtase doi pui sub Sfânta Masă. Sfânta Masă este dincolo de catapeteasmă, pe cea pe care se face liturghie. De ce a fătat tocmai sub Sfânta Masă? Ca să arate că Dumnezeu iubește mai mult o fiară curată decât o liturghie spurcată. Ce vreau să spun aici? Decât să faci liturghie și să împărtășești preoți orgolioși, creștini orgolioși, dușmănoși, răutăcioși, vicioși, răzbunători, urători și fără smerenie, mai bine stă fiara și face acolo pui și nu-i niciun păcat. Deci dacă noi am lepădat legea iubirii, că Hristos când a venit pe pământ, primul lucru care l-a făcut ăsta, l-a spus, a spus așa: să vă iubiți între voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Asta e legea cea nouă care vă dau vouă. Că ura, stăpânirea și puterea e a celor ce stăpânesc peste noroade, referindu-se la Imperiul Roman care era stăpân peste Israel. Și dacă noi elementul cel mai simplu, care nu ne costă bani, nu-l putem păstra, de ce suntem oare atât de iritați că am dat bani pe o lumânare sau pe 5 lei la un pomenic? Alea nu folosesc la nimic. Alea sunt apă de ploaie. Poți să aprinzi o tonă de lumânări, dacă ai draci în tine și ești rău la suflet, alea nu folosesc nimic la Dumnezeu. E un consum inutil de marfă distrusă, consumată în chip ritualic. Aprinde întâi lumânarea în sufletul tău. Aprinde lumânarea în inima ta. Aprinde lumânarea în credința ta, în mintea ta. Ați văzut? Cei mai mulți oameni sunt preocupați. Părinte, a murit tatăl meu fără lumânare, a murit maică-mea fără lumânare. Ce să fac? Și biserica, mă rog, a găsit tradiții. În noaptea de învierii la liturghie se aprinde o lumânare cu numele celui răposat la Sfântul Altar să ardă ca el să aibă lumină veșnică. Lumina veșnică o ai numai dacă ai murit în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Dacă ai putut ierta celui cu 100 de dinari, când ție Dumnezeu ți-a iertat o datorie de 10.000 de dinari. Adică Dumnezeu ne iartă nouă păcatele de o viață și noi nu putem ierta unui om când e greșit ceva. Deci trebuie să ne calculăm bine și să fim foarte atenți să nu ne săpăm singuri groapa mântuirii. Mai spre final, să nu vă obosesc, spune că stăpânul chemându-l, vă redau situația dumnezeiască. Slugă vicleană, toată datoria ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu să cădea oare să ai milă împreună cu sluga cu cei cu tine, precum am avut eu milă de tine? Adică dacă stăm să tâlcuim aceasta într-un termen simplu, nu sună cam așa? Păi cum să-ți ierte ție Dumnezeu păcatele tale când tu nu ierți păcatele aproapelor? Că doar noi când spunem Tatăl nostru, așa ne rugăm. Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Păi noi tocmai că nu iertăm și pentru că nu iertăm, nici nu vom fi iertați niciodată. Hristos este un Dumnezeu al bunătății și al iertării. Hristos n-a pus pe nimeni să-și umple traista cu pietre și să arunce în cineva. Era un, ca să vă distind așa, să nu vă las încordați, pentru că sunt sigur că vă încărcați, era un stareț, cred că v-am spus-o asta odată cândva, era un stareț într-o mănăstire și el știa că pustia este plină de tot felul de nenorociți, de tot felul de criminali, de tot felul de ticăloși, de tot felul de nemernici. Și era întotdeauna prudent și în rugăciune. Și un criminal din ăsta, atins de conștiința Duhului Sfânt, s-a dus la primul duhovnic și l-a întrebat: uite, eu am făcut atâtea crime de om, am făcut atâtea urgii, atâtea nenorociri, este iertare pentru mine? Păi nu prea este, fiule, capul jos. Și-a umblat toată pustia până a mai tăiat vreo 10-20 de pusnici din aștia sporiți
și a ajuns la unul puțin mai pezevenci, dar mai realist. Și s-a gândit pusnicul, lasă că-ți scot eu gărgăunii din cap. Și când i-a bătut ușa chiliei lui peste o vreme, că i-a venit și lui rândul, a zis, da, cine acolo? Om bun, bună să-ți fie inima. Ce dorești? Vreau să mă mântuiesc. Așteaptă să-mi dea Dumnezeu vestire. Bătrânul s-a rugat în nuntru, a stat și a cugetat ce să-l întrebe, ce să-i spună și deodată i-a venit o idee. Închideți telefonul. Și deodată i-a venit o idee. A ieșit în prag și a spus, mi-a spus Dumnezeu cum trebuie tu să te mântuiești. Ăla a înlemnit, că el venise cu un gând viclean. Și ce ți-a spus Dumnezeu? Nu mă lua așa, tainele dumnezești nu se spun la toți măgarii oricum. Făgăduiește aici în fața mea cu fața la răsărit, că faci ceea ce îți spun eu, ce am primit veste la Dumnezeu. Dacă nu, nu spun taina. Ai șansa să te mântuiești. Hoțul a intrat și banditul mai tare panică în el. Și a zis, hai, pun-te în genunchi și întoarce-te cu fața la răsărit. Privește cerul, ce stai așa? Hoțul a înghețat de tot aproape, s-a pus în genunchi, s-a pus cu fața la răsărit și a spus așa, pentru tine este mântuire, dar trebuie cu cuțitul să tai din tine tot atâtea bucăți câte crime ai făcut și să le pui în fața lui Dumnezeu, ca să vadă că te căiești tot cu sânge de păcatele care le-ai făcut. Și a început hoțul să taie una, două, trei, patru, cinci, șase bucățele de carne din el cu baioneta aia scuțită și le punea la rând toate în fața lui spre răsărit. Când a ajuns la a 42-a crimă, că atâtea avea, a zis, am terminat, te-a iertat Dumnezeu. În clipa aceea hoțul a căzut jos la pământ și îngerii au luat sufletul și l-au dus la cer. Deci, vedeți, acesta e modul lui Dumnezeu de a ierta orice ticălos, indiferent de păcatele lui, dacă credința este cinstită, sau dacă este curată, sau dacă este adevărată. Alt hoț, urmărit de poteră, fuge la picioarele Sfântului Simeon Stâlnicu și zice, Sfinte, salvează-mă, nu eu te salvez, Dumnezeu, ochii la cer și rugăciune. Și atât de tare s-a rugat hoțul ăla acolo în rugăciune, că a zis așa, dacă mă iartă Dumnezeu și scap de potere, nu mai greșesc niciodată. Și în clipa aia a rămas mort acolo și Sfântul Simeon Stâlnicu a văzut cum îi lua îngerii sufletul și îl ducea la cer. În clipa următoare, apar și ăștia potera care îl căuta, jandarmi. Și-a dat de nou cadavrul ăla nenorocit că ne-a făcut rău. N-aveți voie să vă atingeți de el. Acela este alesul lui Dumnezeu. Cum așa? Asta e ultimul nenorocit. Acum câteva ore a făcut stricăciune în cetate. Ce am văzut eu astăzi în pocăința lui, eu în 40 de ani de stat pe stâlp n-am făcut. Au venit îngerii și au dus sufletul la Dumnezeu și nu vă puteți atinge de el. Și ăștia au crezut că glumește și când au tras de el și l-au întors, au văzut că era mort și l-a și îngropat acolo în pustie. Deci, de va vrea omul, se va sfinți într-o jumătate de zi. Deci nu ne sfințim prin articole media sau prin emisiuni TV care pângăresc, bajocoresc sau fac urât, ci prin pocăință. Pocăința aparține direct fiecărui om în parte. Nu există om pe fața pământului să nu aibă dreptul la iertare, la pocăință, la îndreptare, la fapte bune și la un loc în rai. Eu vreau ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, spune Domnul Iisus Hristos. Și acum merg pe finalul Evangheliei, ultimele trei versete. Și mânindu-se stăpânul, a dat pe mâna chinuitorilor, adică dracilor în iad, până ce va plăti toată datoria, dacă îl va scoate cineva cu rugăciunea. Tot așa și Tatăl meu cel din cer va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre. Vreau să o băgați bine la cap și cu asta am încheiat predica.
Tot așa va face și Tatăl meu cel din cer cu voi, dacă nu veți ierta fiecare fratelui vostru care v-a greșit din inimile voastre. Deci există o iertare de pe buze, care mai puțin contează, că rămâne tot ură și ținerea mintea răului. Există o iertare din suflet, când nu-ți mai aduce aminte, și există o iertare din inimă atunci când iubești. Și acum vin și cu o salvare. Și o să ziceți, păi da, dacă mi-a făcut răul iert, uite în ce condiții îl poți ierta și uite în ce condiții nu-l poți ierta. Dacă un om fumează, se vatămă pe sine, poți să-l ierți. Dacă un om bea, poți să-l ierți, că se vatămă pe sine. Dacă un om înjură, poți să-l ierți, că se vatămă pe sine. Dacă un om spune o minciună, poți să-l ierți, că se vatămă pe sine. Dacă un om premeditează să facă un rău altui om, acela este păcat împotriva evidenței și nu prea se iartă. Deci, omul ticălos care atentează la persoana altui om, la demnitatea lui, la viața lui, la sufletul lui și la mântuirea lui, pe acela îl ierți numai în momentul în care a depus mărturie între el și tine sau între el și alți doi, trei, cum spune Scriptura, că s-a îndreptat și a pus început bun de pocăință. Alminteri să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Nu-l urăști, nu-l iubești, nu intri în discuții, nu te cerți, nu lungești dialogul, dar trebuie să fii atent, că spune tot Sfânta Scriptură, într-o ură de frate, păcat de moarte s-a săvârșit. De ce? Cel ce te urăște va căuta toată viața să te înjunghe. Cel ce te urăște va căuta toată viața să te denigreze. Și să știți, e mai periculos să fii tăiat cu limba și cu vorba de un dușman decât cu palma sau cu toporul. Pentru că cicatricea se vindecă și palma se uită sau se trece durerea. E temporară. Dar cuvântul cu vorba și cu tăietura cu limba și facerea de rău în mod evident, aceea nu se șterge niciodată. Înfierarea cuiva sau a demnității cuiva sau a face rău cu bună știință în mod de răzbunare și în mod voit, acela nu-l lepezi, dar îl îndepărtezi de la fața ta. Cu cei ce lucrează fără de legea, nu mă voi însoți cu aleșii lor. Spune că la dușmanul tău e bine să-i dai pâine, e bine să-l binecuvintezi chiar când el blastămă, e bine să te rogi pentru el și chiar dacă aveți dușmani, vă și spun și ce rugăciune trebuie să faceți ca Dumnezeu să-i îmblânzească sau să-i pedepsească pe ei dacă e nevoie, că el știe ce are de făcut, nu noi. Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile lui Ioan sau Vasile sau Gheorghe sau Maria sau Grigorie, iartă-mă pe mine păcătosul, adică dușmanul care te deranjează. Pentru că tu rugându-te la Dumnezeu pentru rugăciunea lui să te ierte, pe el îl îmblânzește și pe tine te slobozește. Dacă ne facem dreptăți singuri, cum ar fi partajele, procesele, moșiile, astea trebuie judecate la Cezar, că așa a spus Hristos, nu eu sunt, eu n-am venit pe pământ să împart averea fratelui tău, aveți Cezarul. Dar ceea ce ține de natură sufletească și de actul de mântuire, spune negru pe alb în Scriptură, dacă un mădular te sfintește, tai-l și aruncă-l de la tine. Alții au înțeles că trebuie să-și tai o mână. Nu. Mâna-i fratele, cumnatul, sora, piciorul, mama, tata, copiii, oricine. Deci cine te încurcă la mântuire, îl pui un pic mai deoparte. Adică Dumnezeu stă pe primul loc și pe urmă ceilalți în ordinea des sau crescătoare. Cam aceasta este ideea despre datornicul cu 10.000 de dinari, care e societatea aceasta perfectă, plină de legi și de imperfecțiuni și plină de mizerii sufletești care au bulversat mintea întregului popor și l-au întors în toate direcțiile. Deci pur și simplu, câteodată chiar eu mă mir că dacă pe vremea lui Ceaușescu se adunau câte două, trei familii și făceau un mic bairam și mai povesteau și erau megești buni, astăzi oamenii și-au făcut garduri cât casele și câini și pazări și becuri și și-au făcut lacăte și și-au făcut camere de luat vederi
numai să nu se vadă unul cu celălalt, să nu se audă, să poată să aibă o izolare totală. Deci nu mai vorbești de comuniune și iubire, o izolare totală. Să trăiești în mijlocul satului ca în junglă, nimeni să nu vadă la tine peste gard, pentru că tu te simți timorat sau te simți infectat dacă unul mai mărunt sau mai mic ca tine se uită în ograda ta, ți infectează gazonul. De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că trăim într-o eră a urii, a răutății, a dezinformării, a minciunii, a nedreptății și plus pe deasupra, oamenii se mai cred și perfecți. Oamenii cred despre ei că sunt perfecți. Nimeni nu este perfect. Nimeni nu este sfânt afară de Dumnezeu. Nimeni nu este corect afară de Dumnezeu. Nimeni nu este ales afară de Dumnezeu. Dumnezeu ne va alege la vremea cuvenită dacă ne va găsi într-o smerenie cu bună cuvință, într-o evlavie desăvârșită și într-o credință sinceră și adevărată. Nu uitați că atunci, tot într-un citat evanghelic, spune așa, când îți duci darul la altar, dacă ești certat cu cineva, lasă-ți darul în ușa altarului, împacă-te și apoi vino și-l adu, să nu fie rugăciunea ta într-o păcat, să nu fie osteneala noastră creștină spre o sândă. Vă reamintesc încă o dată două lucruri importante. Când poporul lui Israel a depășit măsura mâniei dumnezeiești, Dumnezeu prin Nabucodonosor i-a dus în Babilon. Și când au început să țipe, Doamne, dar ce faci cu noi, ne pierzi, ne dai la Dumnezeu străin? A spus așa, acesta e biciul meu pentru voi. Ascultați de robul meu Nabucodonosor dacă vreți să-mi periți cu tot. Și au stat 70 de ani în robie și apoi s-au întors la Ierusalim, au refăcut templu și au avut din nou strălucirea și demnitatea așteptării venirii lui Hristos. Să nu ne pedepsească Dumnezeu pentru indolență, nepăsare, impresie. Mie mi-e indiferent că îi mai aud pe unii că spune, a, părinte, lasă că ne-am lămurit și cu Scriptura. Măi, tu te lămurești cu Scriptura când ai să știi cine a scris-o, câte cărți și câte capitole are, atâta timp cât știi doar că există o Biblie și habar n-ai ce-i cu ea, nu-ți mai da cu părerea în materie de Scripturi. Scriptura este plină de decriptări și descifrări, de scrieri și de mesaje divine, din care omenirea își scoate existența și cursul ei și mersul mai departe în istorie. În momentul în care ești un trăitor al Sfintei Scripturi, cuvintele ți se revelează singure, nu trebuie să le cauți tu tâlcuit la Ioan Gură de Aur și la Vasile cel Mare. Deocamdată noi trăim din sintagme, din impresii, din păreri, din autosuficiențe, din îngânfări și din infatuări, dar nu trăim din realitatea lucrărilor Duhului Sfânt. Fericiți cei curați cu inima, că aceia îl pot vedea pe Dumnezeu. Amin.